E dimineață. Plouă. Închizi ochii, te afli în fața ușii de la intrare, pregătindu-te să iei în piept cotidianul zilnic. Pășești încet afară, așa, cu ochii închiși. Te temi de ceva, poate de treptele pe care urmează să le cobori. Nu ai avea de ce să te temi de ele. Le-ai coborât deja de suficiente ori, iar creierul tău, cu siguranță, îți va spune cât de departe trebuie să pășești pentru a nu te prăbuși. Pentru un plus de siguranță, pipăi după balustradă. Timid, începi să cobori. Te lovești de un tomberon, atingi oglinda unei mașini parcate pe trotuar, te împiedici de o bordură și calci într-o baltă. Se apropie intersecția, iar singurul lucru ce prevestește asta este intensificarea sunetului traficului. Nu știi unde e trecerea de pietoni. Niciun semnal acustic nu te ajută să o identifici. Pentru un nevăzător, simțurile rămase intacte și reperele sunt cruciale. Zilnic ne folosim de memorie, auz, miros, acordăm o importanță majoră suprafețelor pe care călcăm, ușoarelor coborâri și ridicări ale trotuarului. Îndrăznesc să spun chiar că, pentru un nevăzător, o groapă în trotuar reprezintă în egală măsură atât un obstacol cât și un punct de reper. V-ar fi mai simplu dacă v-ar ghida cineva? Pentru dumneavoastră, este doar un exercițiu de imaginație. Pentru mine însă, e o dimineață normală. Dar, completând perfect reperele și armonizându-se cu simțurile mele, în stânga mea stă, liniștită și devotată, Bryony. Această minunată cățelușă labrador, instinctele căreia au fost redirijate pentru a deveni perechea de ochi a unui om. Povestea mea începe în urmă cu mulți ani, pe vremea când eram doar un copil. Când, încet, încet, în timp ce mă jucam, mi-am dat seama că eu nu sunt un copil ca toți ceilalți. Eu nu puteam vedea lucrurile pe care ei le văd atunci când ne jucam. Confundam culorile roz cu portocaliu sau verde cu albastru. Cu siguranță, domnii din sală pot înțelege această problemă. Din această cauză, dar și din cauza faptului că portam ochelari, mă confruntam cu răutățile și prejudecățile lor. Părinții și medicii au făcut eforturi de drepte supranaturale pentru a se obține stoparea din evoluție a bolii de care sufăr. Toate aceste lucruri se întâmplau înainte de 1989, părinții mei fiind obligați să aducă medicamentele necesare din străinătate. Dar, după aproximativ 3 ani de navetă săptămânală Câmpina București, s-a reușit stoparea din evoluția bolii. Din acea perioadă sunt lucruri pe care le port cu mine chiar și acum. Nu voi putea uita niciodată bucuria doamnei doctor pentru reușită. Bucurie pe care târziu am înțeles-o și am prețuit-o. Nu se bucura pentru că își creștea renumele. Nu mai avea nevoie de asta. Se bucura pentru că din acea luptă reușise să câștige timp. Timp prețios pentru ca eu, o fetiță de nici 7 ani pe atunci, să mă pot bucura de toate frumusețile ce mă înconjurau. Dar această bucurie i-a fost umbrită de faptul că știa că îmi putea asigura o vedere cu mult mai bună doar până în jurul vârstei de 25 de ani. Nu am dat foarte mare importanță atunci, pentru că totuși eram un copil. Dar, cu trecerea timpului, aveam și eu, ca orice tânăr, visuri, idealuri și mi-am dat seama că nu le pot atinge decât cu foarte multă muncă. A urmat, bineînțeles, și momentul în care au apărut frustrări, temeri și eterna întrebare. De ce? Am avut ambiția ca pe toată durata școlarizării să urmez cursurile școlilor de masă. Dar, încă din primul an de gimnaziu, am devenit conștientă de diferențele dintre mine și colegii mei.
Pe atunci, ziua vedeam suficient de bine, aproape normal chiar. Însă, priveam cu groază lăsarea întunericului în zilele scurte de iarnă. Aveam de parcurs o distanță bunicică de la școală până la stația de autobuz, iar faptul că nu știam ce obstacole pot întâlni pe drum, efectiv mă umpleau de spaimă. O întâmplare rămasă vie în amintirea mea din acea perioadă este momentul în care, cu un singur picior, am căzut într-un canal, mă rog, s-a dovedit a fi o groapă mai adâncă, și pe când încercam să ies printre râsetele colegilor mei, furia, indignarea, frustrarea, teama, puneau stăpânire pe ființa mea. În scurtul drum rămas până în stație, înghițindu-mi lacrimile și strângând din dinți, mi-am promis că voi ține minte locul acelei găuri. De atunci, încet, încet, am început să-mi formez reflexul de a-mi lua repere. Nu am mai căzut în acea groapă. Singura posibilitate prin care eu mă simțeam egală a colegilor era să învăț cel puțin la fel de bine ca ei. Printre pasiunile mele, aflându-se matematica, fizica, limba română, desenul tehnic. La sfârșitul clasei a 12-a, susținând examenul de bacalaureat, prima sesiune am picat-o cu brio. Făcând contestație, mi s-a spus că au considerat semn faptul că nu puteam scrie drept pe coală albă. Ei bine, atunci a fost momentul în care m-am simțit pentru prima dată exclusă din acest sistem educațional și mi-am dat seama că pentru a-mi atinge idealul nu este suficient să lupt doar cu propria lipsă, ci va trebui să lupt cu un întreg sistem. Nu m-am lăsat descurajată. În anul următor, în prima sesiune, fiind singura din promoțiile anterioare și seral ce promova examenul din tot județul Prahova. Am urmat cursurile școlii post-liceale, iar 3 ani mai târziu am promovat, obținând calificarea de asistent medical, balneofizio, terapie și masaj. Mulțumită acestui sistem potrivnic și prejudecăților oamenilor, am reușit să dobor barieră după barieră, iar, răsplata biruinței mele, sunt un copil frumos, o familie minunată și o carieră de care sunt mândră. Mai mult decât atât, sunt una din beneficiarele singurei fundații acreditate din România pentru creșterea și instruirea câinilor ghid pentru nevăzători. Împreună cu membrii fundației, promovăm acest nou concept pentru România și odată cu el, drepturile și obligațiile unui nevăzător ce are ca însoțitor un câine ghid. Deși legea permite accesul nevăzătorului însoțit de câinele său în toate spațiile publice, încă nu este clară diferența dintre câinele ghid și cel de companie. În ipotetica dimineață cenușie pe care ne-am imaginat-o, pe mine, prin oraș, mă conduce, liniștită și cu răbdare, Bryony, ce are la fel de multă grijă de mine cum ar avea un prieten bun. Acești câini sunt instruiți să ne ferească de obstacole de la nivelul solului, nivel mediu și nivel înalt. De asemenea, ei știu să găsească scările, trecerile de pietoni, ușile magazinelor, dar și pe cele ale mijloacelor de transport în comun. Eu și Bri suntem împreună de 3 ani. Odată cu intrarea ei în viața mea, mi-am recăpătat încrederea, libertatea de mișcare, independența, lucruri pe care le pierdusem cândva. Cu trecerea timpului, tot ce am avut de făcut a fost să am încredere în această minunată făptură. Și să cred că animalele sunt cu mult peste ce știm noi oamenii despre ele și că inteligența și instinctele lor depășesc cu mult imaginația noastră. Încet, încet am început să ne cunoaștem și să ne respectăm nevoile, dorințele și disponibilitatea. Ea nu a avut nevoie de timp pentru a crede, pentru că știa din capul locului care este misiunea ei și ce are de făcut. Împreună. Împreună nu e un cuvânt ușor. Pentru mine, împreună înseamnă dăruire,
Acea dăruire izvorâtă din încrederea deplină în acest minunat câine. O altă verigă importantă în creșterea acestor câini o reprezintă voluntarii. Aceștia au grijă de viitorii câini ghid atât pe perioada instruirii, cât și pe perioada procesului de alipire dintre nevăzător și câine. Pentru mine, prietenia cu persoana ce a avut grijă de Bri înainte de a ajunge la mine este foarte prețioasă, devenind între timp foarte apropiate. Eu și Bri am avut experiențe minunate, experiențe din care am înțeles că are un caracter frumos, șlefuit de înaltul dresaj, un temperament puternic și un suflet ușor de rănit. Persoana cea mai importantă din viața mea este fiica mea, Daria, în vârstă de 11 ani. În urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate, a hotărât să urmeze cursurile unei școli de șah. Având-o pe Bri alături, nu mi-este deloc greu să duc la antrenamente și concursuri. În momentul în care Daria a câștigat prima cupă din viața ei, a venit la mine foarte fericită și mi-a spus: Mami, în primul rând trebuie să-i mulțumim lui Bri, pentru că fără ea tu nu m-ai fi putut duce la cursuri, iar eu nu aș fi reușit să câștig această cupă. Din acel moment, motivația cu care intră în fiecare concurs este aceea de a câștiga o medalie pentru Bri. Și toate cele aproximativ 15 medalii câștigate până acum s-au odihnit la gâtul Briony în semn de iubire, respect și apreciere. Neputând vedea forme, inevitabil sunt atrasă și ghidată de fond. Întrebându-mă care-i treaba mea pe acest pământ, mă imaginam pășind pe o fâșie de nisip, având de o parte și de alta întinderi infinite de apă. În imaginația mea, aceste întinderi reprezentau cele două lumi. Lumea oamenilor ca mine și lumea oamenilor normali. Privind încet, când spre dreapta, când spre stânga, mă întrebam căreia din ele îi aparțin de fapt. Dar, ridicând privirea și uitându-mă în față, mi-am dat seama că, de fapt, eu sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Și că rolul meu este să fac cele două lumi să se accepte și să se înțeleagă reciproc. Oamenii mă văd ca fiind diferită. Apă. Brainy, apă. Dar eu îi privesc pe toți la fel. Vă mulțumesc! Hai!